Da, da. Am cumpărat carne de aici, am trecut, fără os, da, de porc. Și prețul cum e? Cum să fie? Tot așa cum a fost, nu? Ai făcut care îi place mai așa. Nu, așa. Dar facem, avem un ofertă și ce, nu știu ce, aripioare. Pui, porc sau curcan? Pui, mai bine. Păi nu e cu porc acum că e Crăciunul? Că am mai luat noi, nu de aici, carne de porc. Deci aveți de porc? Da, am luat pentru paneuri de la măcelărie. Care carne se vinde mai bine? Carnea de porc acum, în timpul ăsta. De care? Cepele, o pulpă cu slănină. O măcinăm aici pe loc, de care dorește degresată și se macină în fața clientului, da. Vede clientul ce măcinăm. Puiul cum se vinde? Destul de bine, că este acceptabil la preț. Și curcanul? Foarte bine, aripile și pulpile. Așa, spuneți-mi, vă rog, eu sunt la lucru, lucrez în flux continuu, aș putea spune, totuși o să am niște musafiri la masă. Ce fac? Cum mă descurc? Nicio problemă, soluții se găsesc. Avem produse în ofertă pe care vi le putem prezenta cârnați de casă, putem pune să facem un platou rece. Punem așa câteva bucățele de cârnați de casă. O câteva bucăți de tobă, care este foarte bună. Ia uitați ce faină e. Așa. Câteva feliuțe de caltaboș proaspăt și gustos. Așa. Așa. Și lebăr avem în ofertă, care e foarte bun. Să punem și câteva feliuțe de lebăr. Așa, câteva măsline. Altceva ce mai punem? Tărăniață. Și asta, ia uitați ce faină este, fără grăsime. Da.
Câteva bucățele, câteva bucățele de brânză. Așa, la care adăugăm și aici câteva măslinuțe și platou este gata. Vede, platoul nostru este gata. Da. Aici. Așa, și aici celălalt platou și vă dorim poftă bună. Cam cât costă ce avem noi aici pe masă? Nu foarte mult, nici măcar 10 lei, să zicem, așa câte un pic din fiecare. Dacă și... doriți mai mult, atunci... Deci pentru 3 persoane ajunge ce aici, sau chiar 4? Ajunge, e suficient. Pentru un aperitiv e suficient. Mulțumesc, sărbători fericite! Mulțumim la fel! Cum vi se... Bun! Ieftin, fain! Stai să stig eu pe nevoastră, mai spune. Este bine? Trei. Produse, carne tocată și ceafă și pulpe de pui. Ce trebuie? Porc, pui, curcan? Curcan nu, cam acasă. Cum vi se par prețurile? Acceptabile. Am cumpărat carne de porc și carne măcinată. Ce o să gătiți? Păi ce gătește toată lumea. Gătim așa cum e portul la noi în... în Banat. Cârnați, facem ciorbă de perișoare, sarmale și răcituri, că alea îmi plac mie. Prăjitură, tort. Păi și eu, de toate. Și la fel o să facem și noi. Tot mâncarea tradițională, cum se face în Banat. Ce ați luat? Porc, curcan, pui? Porc, mai mult. Păi de Crăciun să mâncă mai mult cârnați. Cârnați. Cârnați afumat și carnea de porc, friptură la cuptor. Cum mâncăm noi în Banat. Cum vi se par prețurile? Păi mie mi se par destul de bune la aici în plăcere.